Manifestațiile de 1 mai din Franța au devenit practic a 13-a zi de proteste împotriva legii pensiilor. Un polițist a fost transformat în torță vie la Paris după ce a fost vizat de un cocktail Molotov. Violențele au loc și la Lyon și Nantes. Discut cu Marcela Ferrare, editor al FNews în Franța. Bună, Marcela! Manifestațiile au început pașnic și trebuiau să fie o sărbătoare a muncii, după cum a anunțat Jean-Luc Mélenchon, liderul extremei stângi. Ce s-a întâmplat? Bună seara! S-a întâmplat ceea ce de fapt au și anunțat informațiile teritoriale, adică aceste manifestații s-au transformat în violențe în câteva mari orașe, în principal la Lyon și la Nantes și la Paris, unde manifestația a început abia la ora 2. Incidentele s-au declanșat destul de repede. Trebuie să spun că ziua de astăzi a început cu un discurs extrem de virulent al liderului extremei stângi, Jean-Luc Mélenchon, și nu e de mirare că s-a ajuns la această stare de tensiune. Cert este că se știa încă din zilele trecute că vor fi foarte mulți Black Bloc care se adună în Franța. Au venit practic de peste tot din Europa, foarte mulți dintre ei la Paris, unde manifestația și ciocnirile cu poliția sunt încă în derulare. Cât de grave sunt perturbările în traficul aerian pentru cei care vin sau trec prin Paris? Sunt și astăzi și se pare că vor continua 2-3 zile. În orice caz, dacă aveți bilet la Paris sau tranzitați prin Paris sau prin Franța, verificați bine biletele, pentru că este o grevă a controlorilor de trafic. Deci impactul este asupra tuturor companiilor de zbor și nu doar asupra Air France. 30% dintre zboruri sunt anulate, deci și pe aeroportul Charles de Gaulle și pe aeroporturile de tranzit, inclusiv la Beauvais, sunt extrem de multe zboruri anulate. Marcela, îți mulțumesc!